Acest jeleu conține unul dintre cei trei coloranți alimentari care sunt considerați a fi periculoși pentru sănătatea omului. Uniunea Europeană nu își propune să elimine acest colorant din alimente, ci doar să-i scadă cantitatea. Potrivit Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară, aditivii E104 galben de gvinoleină, E110 galben auriu și E124 vor fi reduși cantitativ din alimente. O veste bună, ținând cont că sucurile și dulciurile pe care copiii le consumă cel mai adesea au în compoziție cei mai mulți coloranți artificiali. Este foarte bun. E gustos? Da. Și nu ți-e frică că o să te îmbolnăvești? Nu. Ce-ți place să bei cel mai mult? Suc. Suc de care? De măr. Ultima reevaluare a aditivilor alimentari s-a făcut între anii 80 și 90 și atunci, spun oamenii, se foloseau coloranți și conservanți artificiali, însă nu în cantități așa de mari ca în prezent. Era așa atunci, dar nu ca acum, cu exagerat de mult. Aditivii sunt substanțe utilizate în prepararea produselor alimentare pentru diferite motive, precum conservarea, colorarea, îndulcirea. Printre aditivii aprobați după o evaluare științifică se află și bicarbonatul de sodiu, fără de care micii românești riscau să dispară. Noua listă de aditivi a intrat în vigoare de la 1 iunie.